Bună dimineața, suntem în a 11-a zi din cele 40, eu sunt Stella și bine ați venit pe canalul meu. Haideți să încep întâi cu ce mâncăm la micul dejun. Eu de obicei am tendința să uit să vă arăt, mă iau cu vorba și uit să vă arăt ce e mai important. Dar asta este scopul, să vă arătăm exact ce mâncăm în cele 40 de zile, ce activități întreprindem ca să scăpăm de kilograme. La micul dejun, deci mi-am pregătit o cafea galbona. V-am arătat rețeta pe canalul meu culinar și astăzi am pregătit-o din cafeaua mea de cereale. Deci este o cafea instant și se poate pregăti și din aia. Și mai am o salată de fructe bine. De fapt este o jumătate de măr și o jumătate de banană cu o linguriță de iaurt. Asta mi-am pregătit la micul dejun. Dacă ieri am avut un mic dejun mai bogat în calorii, astăzi am ales să fie unul foarte sărac în calorii. Dacă ieri am mâncat, să zicem, o mâncare fast food, ați văzut, am gătit pui ca la KFC, l-am servit cu salată, dar totuși m-am cântărit dimineață, chiar dacă am mâncat prăjeală, să spunem așa, dar de ce am ales fructioza? Anume pentru asta am ales-o, ca să nu se consume foarte mult ulei. În momentul în care mâncarea fierbe în ulei la temperatură înaltă, ea nu absorbe atât de mult ulei, față de atunci când este prăjită și noi tot turnăm ulei, de exemplu când facem șnițele, de fiecare dată turnăm ulei, deci atunci mâncarea absorbe mult mai mult ulei decât când este făcută la fructioză. De aia și ne-am și luat fructioza ca să mai reducem cantitatea de ulei din mâncare. Deci vreau să vă zic, după ziua de ieri, ați văzut ce am mâncat, am mai slăbit 100 de grame. Deci ideea este că n-am luat, oricum m-am dus în minus. În fiecare zi, oricum mergem în minus și asta este bine. Mișcare ieri am făcut mai puțin față de zilele alea luate. Am fost ieri ocupată și am sărit doar seara cu coarda și în rest mișcarea care a fost supermarket prin casă, dus venit, dar n-am făcut o plimbare lungă. Astăzi o să facem, astăzi nu mai filmăm rețete culinare și astăzi, cu siguranță, o să ne plimbăm și vă luăm cu noi. Deci nu plecați, astăzi mergeți cu noi la plimbare. Eu sunt Stella Stratulat. Cărțile mele le puteți comanda direct la editură, la numărul de telefon afișat pe ecran. Prima carte vă prezint, e o carte de bucate, Secretele aluatului, cu peste 100 de rețete de aluaturi, cel mai multe rețete de aluat le găsiți anume în această carte. A doua carte, la fel, pe care am scris-o sub pseudonimul Castela, este un roman autobiografic, Iubirea noastră, puterea noastră, cu siguranță aveți de învățat foarte multe din această aventură a vieții. Și a treia carte pe care vă sugerez este romanul Salvat din Întuneric, la fel cu o poveste inedită. După ce am mâncat, astăzi noi am ales să mâncăm mai devreme, să avem timp să consumăm ceea ce am mâncat. Și... Da. Bine, da, asta mă uitam și eu că am luat un pic drumul greșit. Haideți să urcăm. Și am zis să vă plimbăm pe aici și să stăm un pic de vorbă. Astăzi vrem să urcăm. Am văzut noi din munte, adică am văzut aici un munte pe care noi nu l-am urcat, n-am văzut potecile pe acolo. Și astăzi am ales să mergem în zona aia. Suntem pe la 6 seara, acum aici este. Soarele nu bate foarte tare, ziua deja este urcam cald. Mai pe iarbă, ca să vă țină, că aici alunici. Deci da, urcăm, e foarte abrupt. Urcați, urcarea este abruptă, dar e bine că la urcări abrupte se consumă multă energie. Și e bine pentru noi, ne face bine la organism. Vreau să vă vorbesc despre, între timp cât dumneavoastră vizionați imaginile pe care vi le arăt eu, vă plimb iarăși un pic prin Atena. Vreau să vă zic despre viață. Mie, în general, îmi place să vorbesc de viață, de oameni. Iubesc oamenii. Mereu am fost pasionată să studiez caracterul omului, în general viața. Adică mă pasionează subiectele astea. Și din studiile mele face parte și subiectul ăsta. Mereu mă întrebam și poate și mulți dintre dumneavoastră vă întrebați, Cătăline, hai să mergem pe aici. Da, da, da. Pe platou.
de ce viața e cum e și uneori este nedreaptă. Când suntem tineri, ne dorim anumite lucruri, când suntem mai trecuți de tinerețe, ne dorim alte lucruri sau poate aceleași pe care ni le-am dorit în tinerețe și n-am reușit să le realizăm. Și am observat că cumva sufletul nostru alege. Adică viața o împărțim în segmente, se împarte, hai să zic, în două segmente mai importante. Este prima jumătate a vieții și a doua jumătate a vieții. În prima, de multe ori, sufletul alege să trăiască bine prima jumătate a vieții. Adică avem o copilărie ușoară. Aoleu, Lachii tocmai m-a luat în spate, era să... Ai văzut ce... Ai văzut ce mi-a făcut Lachii? Era să mă ia călare. Sufletul înainte de încarnare își alege o destinație. Și probabil Creatorul întreabă: în care jumătate a vieții vrei să ai mai multe lecții grele? În prima sau în a doua jumătate? Și dacă observați, în prima jumătate a vieții, că ați avut o copilărie grea, pe care ați trecut prin foarte multe... Cătăline, pune-i lesa lui Lachi, când ne întâlnim cu un cuțu și nu știm, nu-i cunoaștem. Cu minte, bravo, pame. Dacă ați observat că ați trecut prin greutăți multe, adică ați avut lecții dure, boli în copilărie, pe care ați suferit prin spitale, sau mai știu eu cine cazuri ați avut, ce lecții grele viața vă le-a oferit, atunci puteți să vă relaxați, să vă bucurați, să știți că vine jumătatea cealaltă a vieții, care veți avea un trai mai relaxat. Doar că, ca să treci la celălalt trai, să-i spunem, să intrăm în segmentul 2 al vieții, de care să ne bucurăm de ceea ce ne-a gândit Creatorul pentru noi să ne ofere, avem un examen de dat. Și de multe ori picăm acel examen. Adică inițial suntem pregătiți, trecem prin durere și apoi vine examenul și dacă luăm cu brio, ne se oferă darurile. Și aici am să vă vin cu un exemplu iarăși din viața mea, pentru că când vorbesc de un subiect, întotdeauna, adică subiectul ăla, eu îl trec prin filtrul vieții mele ca să pot să vă dau exemplu. La prima naștere, cum v-am povestit mai înainte, mi-a murit copilul. A avut reacții adverse de la vaccin și a murit. Nu m-am supărat pe Dumnezeu, dar m-am întrebat de ce. De ce eu? De ce mie mi s-a dat lecția asta? Și nu știu. Așa a ales sufletul meu, așa a ales sufletul copilei mele să-mi dea această lecție dură. O lecție foarte dură, plină de durere. Dar am acceptat-o, am zis că facă-se în voia, da, Doamne. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, Dumnezeu fie binecuvântat. Deci cu asta am mers. Și ce s-a întâmplat? Dumnezeu mi-a dăruit încă 3 copii perfect sănătoși, de care sunt foarte mândră de ei și să le dea Dumnezeu sănătate, să mă pot bucura de ei în continuare. Exact așa se întâmplă în viață, cu foarte multe lecții care noi nu le acceptăm. Să știți că am picat și multe examene. De multe ori am picat examenul, care l-am regretat mai târziu, mi-am dat seama că a fost o lecție pe care n-am învățat-o. Și ciclul vieții, să știți că ne întoarce de fiecare dată către acel eveniment. Ori de câte ori picăm examenul, ne va aduce în față personaje cu același caracter, situații cu același caracter, care mereu ne va întoarce din locul ăla unde am picat și vom repeta acel ceva până nu vom trece examenul.
Noi ne-am dat seama foarte târziu. Cu Cătălina împreună analizam, v-am zis, eu sunt o persoană, în general îmi place să analizez viața, să analizez multe chestii, analitica îmi place foarte mult. Și mi-am dat seama că foarte mulți ani am pierdut, în jur de 10 ani, i-am pierdut. Mergem pe aici prin pădure, copii. Așa, da. Mai liniște acolo, e mai aglomerat așa pe drumul ăsta, să mergem pe aici. Foarte mulți ani am pierdut învârtindu-ne în cerc. Adică am plecat dintr-un punct, apoi ne-am întors în acel punct și ne-am dat seama că nu este bine. Cum am scris eu în romanul meu, Iubirea noastră, puterea noastră, epilogul, când am zis că de acolo de unde ai plecat să nu te mai întorci, eu n-am scris-o doar să sune frumos. Eu am trăit lucrul ăsta. De fiecare dată când ne-am întors de acolo de unde am plecat, bine nu ne-a fost. Pentru că lecția noastră este să continuăm. Dumnezeu este evoluție, Dumnezeu este iubire. Nu putem să stăm într-un loc, într-un loc nu se întâmplă nimic. Mereu trebuie să facem ceva, mereu trebuie să ne gândim, bun, eu astăzi ce am făcut pentru mine, ce am învățat nou, sufletul meu astăzi, ce experiență a avut. Și în felul acesta noi evoluăm. Doar că sunt persoane care se complac. Să știți, să vă puneți un semn de întrebare în momentul în care ați ajuns într-un punct de comoditate, adică ai un trai confortabil, ce înseamnă comoditate în general? Și aici nu mă refer la confort. A fi comod nu înseamnă a fi confortabil, da? Comod înseamnă te obișnuiești în acel loc. Ți-ai învățat vecinii, locul, casa, ai aceleași tabieturi, zi de zi faci una și aceeași. Deci, în momentul ăla ai intrat în zona ta de confort. Gata, aici nu mai evoluezi. Când în fiecare zi faci una și aceeași, sufletul tău începe să moară. Adică ața ta se subțiază și începi să mori. Deci, din punctul ăla când ai devenit gata, de aici să știți că nu mai evoluezi. Ca să continui viața în permanență, trebuie să faci ceva, să-ți pui un scop, să înveți mereu ceva, să faci ceva nou. Și aici vin iarăși cu un exemplu. Am o vecină la Șoldănești, o vecină la casa mea părântească, unde-i tata. Are 80 și ceva de ani, să-i dea Dumnezeu sănătate. Deci femeia aia este un exemplu de, nu știu, de viață, este un exemplu de evoluție. Și vă zic de ce. A crescut femeia la viața ei, are 3 copii, 2 fete și un băiat, să-i trăiască, să fie sănătoși, are nepoți. Soțul ei a decedat, a rămas singură. Grădina ei, știți cum? Mergem pe aici. Aici e parcul de gardă. Da, păi nu intrăm în parc, mergem pe lângă parc. Grădina ei este cea mai curată dintre vecini. Femeia aia în fiecare dimineață, că chiar am vorbit cu tata acum câteva zile și întrebam, zic, ce mai face tante Maria? Zice, păi sapa ei lucește, adică lucește de muncă. Ea în fiecare dimineață este trează, la ea în grădină nu există un vrean, ceva, o plăntuță care nu are ce căuta acolo, adică totul este pe linie, totul este aranjat. Toamna, ea este la 5 dimineața, e în parc, avem vis-a-vis de noi, avem un parc, probabil de aici mi se trage dragul ăsta de tot ce este verde. Am copilărit așa, am trăit lângă parc toată viața mea cât am fost cu părinții și probabil îmi dă starea aia de acel acasă atunci când am verde pe lângă mine. Deci se duce în fiecare dimineață în parc, ea era prima care strângea toate nucile care cădeau pe jos. Ea le strângea, nucile alea, apoi scotea miezul din ele, când le aduna multe, vindea miezurile alea la ăștia care colectează, fac așa, colectori ăștia de miezuri de nucă, care apoi le vând la suprapreț, care le strâng așa de la băbuții din astea. Le ducea la ea, ia din bănuții aia ei strânși, în fiecare vară ceva își repară la casă. Deci
Ea are un scop. Ea în fiecare an își pune un scop. Nu contează că e mare, că e mic, dar ea se trezește în fiecare dimineață cu scopul ăsta de a face ceva. Și chestia asta pe ea o ține în viață. Pentru că ea își dorește, ea și-a dat programul ăsta în minte de evoluție. Eu am ceva de făcut. Eu am să fac chestia asta, eu am să fac chestia aia. Adică, mă înțelegeți despre ce vorbesc? În permanență să aveți un scop, să nu trăiți așa, fără scop. Adică, a, lasă-o mă că merge așa, fie ce-o fi, nu știu ce. Dorința de a trăi vine din subconștientul nostru. Noi, în momentul în care dăm acest semnal sufletului nostru că eu vreau să trăiesc, eu vreau să ajung să-mi văd nepoții, strănepoții, sau mai știu eu ce, ce dorințe aveți. În momentul ăla, noi trăim. Viața noastră continuă. Și aici, vis-a-vis de segmentele astea a vieții, v-am zis, în momentul în care ați avut o copilărie nefericită, să vă bucurați de bătrânețe. Sau invers, sufletul nostru alege în care segment a vieții să-și vadă lecțiile sale. Că eu mereu mă întrebam, deci de unde mi-a venit mie studiul ăsta, să vă întrebați, pentru că mereu mi-am pus întrebările astea. De ce eu în copilărie am suferit foarte mult? Am avut și accidente, am avut accident destul de dur, am fost în moarte clinică. La vârsta de 10 ani, iarăși am trecut pentru un traumatism, să-i spun așa, am avut o problemă foarte gravă la picioare, care în Republica Moldova nu-i găseau leacul, de fapt îmi puneau tot felul de diagnoze foarte dure. Tocmai ne-am întâlnit cu un profesor de-a copiilor de la școală, care la fel fac mișcare pe aici. Dragii mei, să nu vă întristați, că atunci când aveți o greutate în față, să știți că vine ceva bine după. Aveți răbdare, aveți încredere în univers, încercați să înțelegeți lecția pe care v-a dat-o Dumnezeu. Să treceți cu bine, vă urez din tot sufletul, să treceți cu bine examenul, să nu picați, să nu mai treceți prin situația dată de mai multe ori și să înțelegeți sensul vieții. Haideți să vă arăt pe ce pantă urcăm. Deci intenționăm să ne urcăm. Uite, acolo ne urcăm către, pe moțul ăla ne urcăm acolo, de acolo o să vedem centrul Atenei. Ăla. Deci intenționăm să urcăm aici. Așa, deci noi venim din, o să vă arăt când o să fim sus, sus când ajungem, de unde venim noi. Deci da, a, așa. Deci ăsta este muntele care vi l-am arătat noi de Paști. Deci în blogul ăla care l-am făcut de Paști, noi am urcat, da, noi am urcat aici, deci noi stăm după muntele ăsta. Tot traseul ăsta, cum vedeți aici, pădure, tot ăsta a făcut. Noi l-am făcut la picior, deci avem până acum, cred că vreo 6 km cel puțin. Am mers și acum intenționăm să ajungem sus. Aici avem o pantă foarte, foarte abruptă. În filmare poate nu se vede. Ia uitați-vă aici cum urcă. Vedeți? Aici este o, și aici o pantă. Orașul se vede așa de aici. Și noi tot urcăm. Și o să mă întrebați de ce facem lucrul ăsta. Pe lângă mișcarea care o facem, tocmai le spuneam la copii, de fiecare dată când îți propui ceva să te întreci pe tine, în felul acesta îți înveți subconștientul tău, îi dai sarcini. Deci eu îmi doresc să ajung în locul ăla. Deci da, și facem. În felul acesta poți da subconștientului și alte sarcini mult mai grele. Dar prin ceea ce putem face noi, de exemplu cu plimbarea asta, noi exersăm. Deci da, este un exercițiu pentru a crește puterea în noi, că putem să obținem acel ceva. De fiecare dată ne dăm o sarcină nouă.
o sarcină să ne depășim pe noi. Nu ne întrecem cu vecinii, nu ne întrecem cu frații între noi, ne întrecem pe noi înșine. În fiecare zi să fim tot mai buni. În felul ăsta evoluăm. Sunt aici pe un vârf. Este foarte, foarte abrupt unde stau eu acum cocoțată. Priveliștea este de vis. Noi am venit, deci, vedeți muntele la care se vede, deci sunt la o latitudine mai înaltă decât vârful unde am fost noi de Paște. Așa, ăsta este tot traseul pe unde am venit noi. Bine, după munte, noi am venit și până la muntele ăla. Noi stăm undeva de stadionul olimpic. Vedeți? Aici este stadionul olimpic. Deci undeva pe zona aia suntem. Cum v-am zis. Suntem așa. Se vede orașul de sus. Mai bine de 15 metri. Aici unde sunt eu cocoțată sunt vreo 50 de metri propastic. Cred că mai bine. Priveliștea este frumoasă, scopul mi l-am atins. Urmează să ne întoarcem acasă prin oraș, de data aceasta o scoborâm prin oraș, o să mergem așa pe aici. Aici îmi place de sus să văd totul, este superb. Întotdeauna încercați să vedeți lucrurile în mare. Uitați-vă când vedeți totul din ansamblu, aveți o altă viziune. Vedeți? Haideți să vă zic un secret. Am frică de înălțime și ca să-mi depășesc frica aceasta de înălțime, întotdeauna caut să mă urc, să mă urc cât mai sus, să mă urc cât se poate de periculos ca să-mi depășesc această frică. Să știți că atunci când aveți o frică de ceva, frica se poate doborâ doar înfruntându-o. Nici de cum să o ascundeți. Dacă o ascundeți și nu sunteți sinceri cu dumneavoastră, ea va exista. Va exista acolo și va fi un obstacol pentru tot restul vieții. Încercați să vă depășiți fricile, omorâți-le, tăiați-le de la rădăcină și trăiți în viață fericiți. Eu vă pup și urmează să-mi fac exercițiile de seară. Nu, mint, azi nu sar cu coarda. Azi fac pauză de coardă. Am zis, o dată pe săptămână fac pauză. Deci m-am obișnuit să zic în fiecare seară sar, deci duminica fac pauză. Astăzi o să rămânem cu mișcarea pe care am făcut-o și credeți-mă că este o mișcare foarte, foarte, foarte bună. Am mers mult, deci o să facem în jur de 12 km mers pe jos, dar este mers greu, adică urcat, coborât, urcat, coborât. De aici de sus lucrurile par mărunte, par frumoase, dar în adevărat am depășit obstacole multe și a fost frumos și a fost o lecție bună pentru copii și pentru noi adulții, ceea ce vă sugerez și dumneavoastră întotdeauna să vă puneți scopuri cât mai mari și o să vedeți că o să le atingeți. V-am pupat și vă iubesc!